La nivelul hotelurilor mari, unde și acolo mai sunt câteva locuri, nu prea se simte criza. Pentru că oamenii care au venituri suficiente nu aleg pensiunile mici, aleg hotelurile mari, care oferă poate un centru spa, poate o piscină. Pensiunile mici, acelea cu 5, 6, 8 camere, cele care aveau prin tradiție drept clienți, funcționari, profesori, studenți, lumea obișnuită. Ei, aici se simte că este criză. Mai sunt aproximativ 2 săptămâni până la Crăciun și ceva mai mult de 3 până la Revelion. Mulți dintre noi ne-am făcut planuri pentru sărbători, dar nici cei care au lăsat pregătirile pentru ultima lună nu au greșit. Locurile pentru sejururi la Suceava sunt din belșug, pe alese. Foarte puțini turiști au ales această destinație anul acesta. Pentru Crăciun foarte puțin. Pentru Crăciun foarte puțin. Românul încă este obișnuit să-și petreacă această sărbătoare în familie. Dar mai sunt turiști din alte zone ale țării care vin aici. Acum mai mult decât în anii trecuți, prețul contează. Dacă Vatra Dornei vinde Revelionul la aproape 64 de euro de persoană pentru 3 nopți de cazare, într-o pensiune de 3 margarete și fără mâncare, iar la Gura Humorului aceleași servicii costă 104 euro de persoană, la Suceavița oferta este mult mai mult decât generoasă. O noapte de cazare cu servicii de 3 mese pe zi în pensiune în preajma Crăciunului costă cam 150 de lei, iar în preajma Revelionului între 180 și 200 de lei de persoană. Totul este negociabil. Noi în Suceavița ne-am mai orientat, n-am ridicat prețurile față de anul trecut cu nimic. Stăm de vorbă cu fiecare solicitant și vreau să vă spun că mai sunt încă destule locuri libere pentru Revelion în Suceavița. Discutăm cu fiecare care ne dă telefon și întrebăm cam cât ar putea ei, ce solicită, se negociază, se mai lasă de pe o parte, se mai... și totuși este foarte greu. Pe lângă serviciile de cazare și gastronomia tradițională de sărbătoare, Suceavița are și opțiuni de petrecere a timpului liber. Mai întâi peisajul, aerul de munte și derdelușurile. Marile hoteluri au centre spa și piscine chiar și pentru clienții care nu sunt cazați acolo, iar mai nou există și un centru de echitație. Părinții care au copii pot să vină, există ponei, se poate călări, se pot face plimbări cu trăsura deocamdată, dacă o să fie zăpadă mai multă, cu sania, cu cai și este splendid. Bineînțeles, Suceavița este și ea o localitate inclusă în programul județean Crăciun în Bucovina. Manifestările au început și vor mai fi. În tot județul Suceava, acel program Hai în Bucovina, Crăciun în Bucovina, pe data de 23, de exemplu, este un spectacol Colinda Colindelor, unde vor colinda copiii noștri din sat, copiii din comune învecinate, corul bărbătesc din Suceavița și unde Asociația de Turism va participa cu colăcei și cu mere pentru fiecare participant. Spre deosebire de Suceavița, alte localități turistice din județ stau mai bine la capitolul ocupare turistică de sărbători. La Vama, conform unei raportări făcute la Consiliul Județean Suceava, Crăciunul s-a vândut în proporție de 60% și Revelionul de 90%. La fel de bine stau în statistici și pensiunile din Vatra Dornei. Pentru Crăciun și Revelion mai sunt libere câte 10% din locuri. La Putna, gradul de ocupare pentru Crăciun este de 80%, iar pentru Revelion de 95%. Dacă doriți să vă petreceți sărbătorile de iarnă aici, grăbiți-vă! La această pensiune de 4 margarete mai sunt 10 camere libere pentru Crăciun și doar 3 pentru Revelion.